La inaugurarea unui supermarket din cartierul Tineretului s-a adunat dis de dimineață o mulțime de oameni. Aceștia așteptau cu nerăbdare să intre și să vadă despre ce este vorba. Mulți dintre ei erau pregătiți să meargă la cumpărături pentru că se așteptau la prețuri mai mici decât cele din alte magazine. De când așteptați aici? De 10 minute am venit. Dar nu știu la cât s-a deschis, am văzut și eu că nu. Ce vă așteptați să găsiți înăuntru? Ceva mai acceptabil, așa, probabil. Ce am astăzi să se deschide magazinul ăsta? Credeți că vor fi reduceri mai mari față de celelalte magazine din oraș? Nu, cred că tot așa o să fie. O să fie un 20 de bani, un 10 de bani. În același timp, în magazin se făceau pregătiri pentru deschidere. Managerii magazinului au oficiat inaugurarea supermarketului în prezența deputatului de Giurgiu, Florian Nicolae, și a viceprimarului, Alexandru Vladu, care le-a urat bun venit în Giurgiu noilor investitori. Sperăm că îl primiți așa cum se cuvine. Suntem la 170 de deschideri, am făcut până acum în toată țara, cel puțin 170, domnul Vaida trebuie să știe mult mai bine. Deci avem peste 210 magazine deschise în țară. Este primul pentru Giurgiu. Sperăm să fim bineveniți, sperăm să mulțumim toți clienții magazinului și dorim să fim un lucru bun pentru comunitatea din Giurgiu. Vă urăm succes, să obțineți profit și să mergeți mai departe. Chiar aș vrea să vă felicit că ați ales un loc potrivit, ați ales un cartier aglomerat al municipiului Giurgiu. Era nevoie de magazin, de un astfel de magazin, e nevoie de concurență în desfacere de produse pentru cetățeni și este nevoie și de foarte mulți investitori în orașul și județul nostru. Să fie într-un ceas bun. Primul client a fost chiar deputatul Florian Nicolae, care a vrut ca prin gestul său să aducă noroc supermarketului. Vreau și pungă, da? Da? Mică, mare? Mare. Două pungi mari. Imediat după ce oficialii magazinului au făcut un tur printre rafturi, ușile s-au deschis și pentru clienții giurgiuveni. Mulțumesc, mulțumesc! Mulțimea nerăbdătoare a dat buzna printre raioane, iar marfa nu a stat prea mult pe rafturi. Prețurile mici au fost principalul motiv pentru care cumpărătorii s-au îngrămădit cu produsele promoționale la casele de marcat. Uleiul, zahărul, făina, dar și alte produse necesare coșului zilnic au fost la mare căutare. Cât timp au durat cumpărăturile? Pentru mine decât 5 minute, 5 minute, pentru că am nevoie de ulei și începe dulcețurile și am luat și zahăr. Câte coșuri ați cumpărat? 2 coșuri, 10 de ulei, 10 de zahăr. Ați cumpărat multe pâini? 2 pâini, e 6.70. Și cele restul produselor, 6, cum vi se par? Mamă, nu știu ce să spun, văd că nu și ulei, că e mai convenabil, zahăr. Așa cum era de așteptat, au existat și mici incidente, dar organizatorii au ținut piept cu brio agitației. Pentru a evita o supraaglomerare, agenții de securitate au permis accesul clienților în serii de câte 15-20 de oameni. Cu toate acestea, au fost și oameni care au venit doar din curiozitate, fără să cumpere nimic. Cu această ocazie s-au creat 26 de locuri de muncă pentru giurgiuveni, iar un alt beneficiu este acela că magazinul se află în zona Tineretului și este accesibil pentru mulți. Săptămâna viitoare, încă un magazin din același lanț de magazine își va deschide porțile în piața centrală. Supermarketul face parte dintr-un lanț internațional de magazine de discount și de cartier.